Gerul năpraznic din ultimele zile a înghețat și afacerile piețarilor. Cei mai mulți au renunțat să mai tremure de frig lângă tarabe în așteptarea clienților. Și așa puțin la număr, aceștia preferă fructele și legumele din supermarketuri. În piața Zahana, tarabele sunt acoperite, însă doar câțiva vânzători au îndrăznit astăzi să vină să-și vândă legumele și fructele. Cei câțiva cumpărători care au venit astăzi până în piață nu au avut de unde alege. Doamne, vrem, nu vrem, gerul e gel, noi trebuie să venim să ne alimentăm, să ne facem piața, ne luăm ce ne trebuie. Totuși sunt foarte multe tarabe închise din cauza gerului. Vedeți dumneavoastră, uite, am pus mâna pe alea, sunt deja stari, sunt înghețate, e frig, da, vă dați seama la piesele care sunt deschise. Și aici, nu e, și ieri am trecut tot așa, câteva mesele au desfăcute, restul sunt toate, vedeți, au pături puse, au îngheață. V-ați încumetat pe ger să veniți la piață? Da. Și unele tarabe sunt închise. N-are importanță, caut și eu pe aceea placare deschisă. Oamenii privesc cu disperare cum o parte din afacere îngheață pe tarabe, iar clienții sunt din ce în ce mai rari. Cum merg afacerile în perioada aceasta de ger? Foarte greu, pentru că lumea nu vine, că e frig. Am văzut că piața e aproape goală. Ceilalți au renunțat? Nu mai vin că le este frig. Marfa îngheață. Dumneavoastră, cam cât la sută din marfa dumneavoastră a suferit din cauza gerului? 60%. Sunt și vânzători care se bucură că ceilalți au renunțat să mai vină la piață în aceste zile. Mai greu un pic, dar merg. Aveți pierderi? Nu, marfa e protejată, e învălit, nu îngheață. Am văzut totuși că ceilalți colegi ai dumneavoastră din piață și-au închis tarabele. Dumneavoastră ați rămas pe... Nu a venit dumnealor, dar nu, marfa nu îngheață. Deocamdată înăuntru nu îngheață, e volum mare de aer și nu îngheață. La noi aici nu îngheață. Meteorologii anunță că în următoarele zile temperaturile vor crește, dar sunt așteptate nisori abundente.